Pompierii mehedințeni au reușit să stingă în acest weekend 5 incendii izbucnite la vegetație uscată. Flăcările au cuprins în total 24 de hectare și s-au manifestat pe raza mai multor localități. Aproape 24 hectare de vegetație au fost cuprinse de flăcări în acest weekend. În total, 5 incendii au fost provocate din cauza cetățenilor care dau foc la resturile vegetale, deșeuri și alte materiale combustibile. Incendiile s-au manifestat pe raza localităților Șinian, Eșelnița, Jiana Mare, Orșova și Cârceni. În acest weekend, pompierii mehedințeni au intervenit pentru stingerea a 9 incendii, 5 dintre acestea manifestate la vegetație uscată pe raza localităților Șinian, Jiana Mare, Cârceni, Eșelnița și Orșova. Aseară, un echipaj de pompieri din cadrul detașamentului Orșova a intervenit pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins circa 2 hectare de vegetație uscată, răstăriș și mărăciniș, împiedicând extinderea flăcărilor la fondul forestier. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost determinată de crearea intenționată sau din culpă a condițiilor pentru a genera incendiu. Pentru a preveni izbucnirea unor incendii ca urmare a folosirii focului pentru igienizare, recomandăm cetățenilor ca arderea să se execute în condiții meteorologice fără vânt, numai pe timp de zi și sub supraveghere permanentă. Totodată, aceștia trebuie să dispună de mijloace și materiale pentru stingerea eventualelor incendii și să nu părăsească locul arderii până la stingerea completă a focarelor. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit la timp pentru stingerea fiecărui incendiu, împiedicând extinderea flăcărilor la fondul forestier. De asemenea, cei care dau foc vegetației uscate pentru a-și curăța proprietatea fără a deține în schimb permis de lucru cu focul riscă o amendă până la 2500 de lei.